seminarele de tineret, extrem de important pentru România. Este început de meci și poate de asta a scăpat Găman, poate că Balaj a considerat că a vrut să intre la minge, a citit intenția lui Găman. Să vedem această lovitură liberă, Galiasi și Cadu din nou în marginea careului. Numai puțin de 6 jucători clujeni acolo, centrarea merge spre Cadu, mingea lovește bala. Faza continuă și este până la urmă gol pentru CFR Cluj. 1-0 CFR Cluj, gol marcat de Galiasi. Cornescu a reușit să respingă în bara transversală, nu a fost însă ajutat și de colegi. Neatenți la această fază, fundașii Craiovei, Galiasi a profitat. 1-0 pentru CFR Cluj. Este primul gol al lui Galiasi pentru echipa clujeană. Entuziasm la Cluj după reușita lui Galiasi. Iată, Ruiz a fost cel care a trimis în bara transversală, apoi Galiasi a reluat, mingea l-a atins și pe Găman. Bornescu n-a mai avut ce face. Are sclipiri. Prepeliță, centrare foarte bună și gol marcat de Joshua Rose. Nu și-a uitat, cum ar putea uita, instinctele de atacant. A venit ca vârf la Universitatea Craiova și a fost reprofilat fundaș stânga. Rose aduce egalarea pentru echipa lui Nicolo Napoli. Vom avea un meci foarte, foarte interesant de acum încolo. Situația se complică pentru CFR Cluj. Poziționare greșită a lui Toni. Mingea a ajuns acolo pe colțul lung. Stăncioiu s-a opus în primă fază. Priviți această acțiune. Stăncioiu are o intervenție norocoasă, dar mingea îl lovește în piept pe Rose și este al doilea gol pe care Rose îl marchează împotriva CFR-ului aici la Cluj. A mai făcut-o în...